Deci este prima dumneavoastră vizită la Chișinău în calitate de ministru delegat pentru România de pretutindeni. Ea coincide evident cu o frumoasă zi, data care acum 97 de ani a avut locuirea Basarabiei cu România. Cât de mult spirit românesc se mai simte aici, în stânca, pe malul stâng al Prutului, după toată votarea asta, evenimentelor care au marcat acest teritoriu? Cred că spiritul românesc se simte peste tot, cu maximă intensitate, și nu am sesizat vreo deosebire de spirit românesc atunci când am venit aici. Înainte de a avea acest interviu cu dumneavoastră, am mai primit această întrebare reformulată și îmi permit, cu riscul de a mă repeta, să vă spun că am sentimentul că sunt acasă. Vă mulțumesc! Ați avut astăzi întâlnire cu domnul președinte, aș vrea să vă întreb care au fost temele care s-au bucurat să fie discutate la acest round. Eu am fost primit astăzi de președinte și pentru mine a fost o onoare. Iar temele pe care le-am discutat țin de lucrurile care m-au adus aici, și anume păstrarea identității românești. Eu am accentuat și mă bucur că și președintele a fost de acord că presa de limbă română necesită o atenție specială. Am discutat lucruri legate de educație, am discutat lucruri legate de cultură, am discutat lucruri legate de parcursul european al Moldovei, pe care România l-a sprijinit și îl sprijină, și cred că a fost o discuție foarte interesantă și utilă. Am înțeles, nu pot să nu vă întreb, cum vedeți dumneavoastră evoluția relațiilor din Republica Moldova și România în contextul unei situații politice din Republica Moldova, care este mai puțin așteptată în urma votului din 30 noiembrie, mă refer la alegerile. Întrebarea dumneavoastră este legitimă și ceea ce mi se pare extrem de interesant este că mulți dintre cei cu care am vorbit își pun această întrebare. În schimb, din discuțiile pe care le-am avut cu oficiali, și aici includ și primul ministru și adjunctul ministrului de externe, am desprins un lucru comun, și anume bunele intenții în ceea ce privește continuarea procesului de intrare în marea familie europeană. M-a bucurat foarte mult că absolut toată lumea a acceptat, a recunoscut și a apreciat sprijinul pe care România l-a dat de-a lungul vremii. Iar datele statistice, și anume faptul că România este principalul partener economic al Moldovei la acest moment, îmi dau mie dreptul să cred că ceea ce s-a întâmplat nu a fost rezultatul, să zicem, hazardului, ci a fost un proiect comun, un mod de a vedea relațiile care au dus la o rezultantă favorabilă, și anume, să zicem, concretizarea economică a unor relații extraordinare. În continuare, România va sprijini parcursul european al Moldovei și cred că nimeni nu are vreun dubiu vis-a-vis de acest lucru. Și prin bune practici, și prin forme agregate și instituționale, așa cum am făcut-o de fiecare dată. Și indiferent de evoluția situației politice. Dar situația nu cred că poate evolua decât într-o singură direcție, și anume spre Europa. Așa mi-ar plăcea să cred. Sperăm și noi. Revenind la românii de pretutindeni, vreau să vă întreb, acum o săptămână de zile, cred că cel mult, domnul prim-ministru Victor Ponta a vorbit în cadrul unei întâlniri cu juriștii din Republica Moldova despre subiectul ceea ce privește accesul românilor în Republica Moldova doar în baza buletinului. Același subiect a fost abordat cu doar două zile în urmă de domnul ministru Aurescu și cu la întâlnirea cu domnul președinte al Parlamentului de la Chișinău, domnul Adrian Cantu. Eu aș vrea să vă întreb dacă în tot acest timp, o săptămână de zile, ați reușit și dumneavoastră să aflați sau să documentați care ar fi posibilitățile tehnice și cele legislative. Cred că este o problemă care ține de aspectul consular, de direcția consulară, și n-aș vrea eu să mă pronunț ca să creez confuzii în acest sens. Sunt sigur că oricine de la direcția consulară, cineva care stăpânește această discuție, vă poate da detalii pe care eu la momentul ăsta nu sunt pregătit să vi le dau. Am înțeles. La aceeași întrevedere cu jurnaliștii din Republica Moldova, domnul a promis că va avea în vedere înființarea unei agenții guvernamentale
de dezvoltare a la Chișinău după modelul GIS, implementat aici de Guvernul Federal al Germaniei. Vreau să vă întreb când ar putea avea loc deschiderea unei astfel de agenții. Nu știu, dar cred că dacă lucrul ăsta se petrece, cu cât se petrece mai repede, cu atât este mai bine. Faptul că apelăm la modele consacrate, cred că e un lucru bun. Perioada experimentelor ar trebui să treacă și să folosim formulele de succes acolo unde este cazul. În ceea ce privește existența unei aceste agenții, ea și-a demonstrat eficacitatea și în alte locuri și cred că o astfel de agenție aici ar crea și un cadru, dar și premize bune pentru relații foarte bune în toate domeniile. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să mă întreb dacă putem vorbi totuși despre niște prognoze în ceea ce privește timpul. Cât ar dura înființarea unei astfel de agenții? Nu știu să vă spun cât ar dura înființarea unei astfel de agenții, dar sunt sigur că este utilă și din moment ce au existat lucruri afirmate public, probabil că ele au fost precedate de analize serioase care au dus la concluzia utilității unei astfel de agenții. Termen scurt, aveți aici pentru sprijinul românilor din Republica? Păi, ieri am avut o vizită extrem de interesantă la Bălți, unde am mers la universitate și unde în cadrul bibliotecii am o bibliotecă extraordinară pentru care i-am felicitat pe cei de acolo, unde fondul de carte românească de la 7% sau 5% la începutul anilor 90 a ajuns la 25% acum și unde noi am făcut și o donație de carte ieri și mă bucur că am putut să facem acest lucru și am identificat un spațiu unde vom face un centru de informare, un centru unde oamenii să se poată întâlni și să afle cât mai multe lucruri despre identitatea românească pe care să o conserve și să o ducă mai departe, despre lucruri legate de cultură, lucruri legate de tradiții, de obiceiuri, de identitate spirituală. Același lucru vom face la Comrat, pentru că sunt două locuri unde noi credem că mai sunt multe lucruri de făcut vis-a-vis de identitatea românească. Dorim să încurajăm presa de limbă română și faptul că vă aflați aici împreună cu alți colegi și faptul că și astăzi am avut discuții pe această temă și faptul că în absolut toate întâlnirile cu oficialii am ridicat problema presei de limbă română, cred că atestă interesul pe care noi îl avem pentru acest domeniu. Dorim în continuare să încurajăm prezența la tabăra ARC a cât mai multor copii de aici. Am avut o întâlnire extrem de emoționantă înainte acestui interviu cu profesori care predau în Transnistria, în școli românești, și dorim să facem mai mult pentru ei, pentru că au nevoie de tot ajutorul nostru, se află într-o situație care merită toată atenția noastră. Iată doar câteva lucruri pe care le putem face. Nu în ultimul rând, vrem ca să impulsionăm ca cele 5.000 de burse oferite românilor de aici să fie utilizate, pentru că anul trecut doar aproximativ 3.300 au fost utilizate. Iată lucruri care se află pe agenda noastră și care cred eu că prin efort comun își pot găsi rezolvare. Dar sunt atât de multe lucruri de făcut, foarte multe inițiative venind chiar de aici. În această perioadă se examinează mai multe proiecte care urmează să fie finanțate de departamentul care aveți în să-l conduceți. Vreau să vă întreb, ținând cont de faptul că deja ați radiografiat un pic problemele cu care se confruntă românii din care credeți că ar fi domeniile care în mod special necesită o atenție deosebită și ar putea să se bucure de sprijinul financiar al departamentului? Păi, domeniile pe care le-am pomenit și pe care le-am identificat și împreună în întâlnirile pe care le-am avut astăzi, și anume presa de limbă română, domeniul educației, al păstrării identității românești, al încurajării manifestărilor care să ducă la păstrarea identității românești și nu în ultimul rând repetarea poveștilor de succes. Pentru că sunt multe acțiuni care au avut succes și pe care e păcat să nu le ducem la îndeplinire. În plus, cred că realizarea unor vizite sau unor întâlniri periodice cred că ar fi benefică. Nu în ultimul rând, mi-aș dori ca într-un interval de timp relativ rapid, rezonabil, să am un omolog
pentru că în felul acesta eu cred că ne-am putea coordona mai bine. Am înțeles. Și pentru că suntem într-o zi specială, nu pot să nu vă rog să cheiem interviul cu un mesaj adresat celor peste 300.000 de cetățeni ai Republicii Moldova care dețin și cetățenii. Păi astăzi, de exemplu, dimineață la Bălți, încă 200 de cetățeni au primit cetățenie română. Îi felicit și a fost foarte emoționant să aflu acest lucru. Și mesajul pe care îl dau este mesajul pe care îl dau tuturor românilor, și anume, oriunde am fi, să fim mândri că suntem români, să fim mai uniți și să ne ajute Dumnezeu să ni se petreacă, să ni se întâmple numai lucruri bune. Să ne adăugăm. Vă mulțumesc frumos!